cazul în care la ecografia de trimestrul 2 se detectează anumite anomalii ale fătului, se poate să recomandăm amniocenteza. Amniocenteza are rolul de a afla statusul genetic al fătului, dacă bebelușul are o malformație genetică sau nu. Este foarte important acest lucru, deoarece diferă conduita în cazul în care malformația este încadrată într-un sindrom genetic sau este de sine stătătoare. Amniocenteza are riscul de a pierde sarcina raportat în literatură de 1%. Însă, dacă această procedură este efectuată de medici cu experiență, riscul poate scădea până la 1 într-o mie. Ultimele studii așa arată. În cazurile nefericite în care medicul detectează o anomalie la făt, mama nu trebuie să se simtă presată să ia o decizie în acel moment. Poate merge acasă, discuta cu partenerul, cu familia sau cu prietenii și poate reveni ulterior să ne spună decizia pe care a luat-o. Există și cazuri în care se poate descoperi o malformație majoră care nu va fi compatibilă cu viața extrauterină. Și în aceste cazuri, medicul vă poate da opțiunea să întrerupeți sarcina. În cazul în care se detectează o anomalie la făt în trimestrul 2, există posibilitatea ca nașterea să se efectueze înainte de termen, cel mai bine într-o maternitate de grad 3, unde sunt medici neonatologi care să poată prelua aceste cazuri complicate. De asemenea, se poate ca bebelușul să fie transferat într-un alt oraș în funcție de disponibilitatea locurilor. În unele cazuri de malformații grave, acestea nu pot fi reparate chirurgical și se oferă o îngrijire de suport a bebelușului sau paliativă. În cazul în care mama decide să termine sarcina din cauza unei malformații majore, aceasta trebuie să discute cu medicul ginecolog și în funcție de protocoalele spitalului se va termina sarcina cu ajutorul medicamentelor sau alte metode. Pentru terminarea sarcinii este necesar ca mama să se interneze în spital. De asemenea, mama poate opta pentru examinarea bebelușului după avort pentru a afla dacă are vreun sindrom genetic și ce implicații o să aibă acesta în următoarele sarcini. Dacă bebelușul este normal în timpul morfologiei de trimestru 2, următoarea ecografie recomandată va fi în jur de 32 de săptămâni, în principal pentru a monitoriza cum crește bebelușul. Tot în timpul morfologiei de trimestrul 2, se va evalua și poziția placentei, cordonul ombilical și fluxurile prin arterele uterine, arterele ce alimentează placenta. Dacă aceste fluxuri prin arterele uterine vor fi peste anumite limite, crescute, se poate să vă recomandăm să aveți ecografii suplimentare de verificare a creșterii fetale la 28 de săptămâni, 32 de săptămâni și 36 de săptămâni.